KinoFest este primul și cel mai important festival de film digital din România și unul dintre cele mai importante din Europa Centrală și de Est. KinoFest este o competiție internațională de scurtmetraj cu 3 secțiuni, animație, ficțiune și micromovie. La fiecare secțiune, juriul desemnează câte un singur câștigător, cea mai bună animație, cea mai bună ficțiune, respectiv cel mai bun microfilm. Din cele aproximativ 400 de filme înscrise, 71 vor concura pentru cele 3 premii KinoFest. 21 de filme la secțiunea ficțiune, 43 de filme la secțiunea animație, respectiv 27 de titluri pentru secțiunea micromovie. Toate sunt premiere în România și unele dintre ele sunt premiere internaționale. În secțiunea off-concurs și în programele paralele vor mai fi prezentate încă 135 de filme, marea majoritate tot în premieră în România. Deci, 200 de scurtmetraje în total, cele mai proaspete, dar și cele mai interesante creații din domeniu. KinoFest-ul este deja un festival important în România. Are 3 secțiuni competitive, secțiunea animație, ficțiune și micromovie, în care concurează filme de obicei de pe 5-6 continente. Pentru fiecare secțiune există câte un premiu, și de anul acesta o să avem și al doilea premiu juriului. Sunt premii în bani valoroase, am avut premii și în valoare de 8.000 de euro sau depinde de an, în funcție de... Anul ăsta o să fie doar de 4.000 de euro. Cui se adresează în primul rând KinoFest? Tuturor profesioniștilor. Dar cum, în principiu, în festival participă oameni de film, să zic, dar participă și oameni de publicitate, mai ales că acum a ajuns accesibil, oricine poate face un film, în sensul că aparatura este foarte performantă, calculatoarea la fel, și atunci există diferiți oameni care până una alta erau ori graficieni, ori ilustratori, ori monteori, ori publicitate, creative director, sau orice funcție, și se adună mai mulți indivizi și fac filme extraordinare.